am fost pe 5 noiembrie pe dreptele de la TNB, săltat de jandarmerie pentru că mă exprimam ca acum, numai că fără atâta lume în jur. Am înțeles. Ok, și atunci a fost un experiment. Am vrut să văd dacă cea mai pură și cea mai simplă metodă de exprimare liberă și democratică, adică exprimarea individuală, cum se întâmpla în agora Greciei antice, este posibilă în ziua de astăzi. Am vrut să... De unde vine unii? Am avut bani. Așa. Nenorociților! Trei luni de zile și domnul Perutii... Ce vă ne mulțumește? Bă, poate are ceva de zis. Ok. Deci, forma individuală de exprimare ar trebui să fie... Oameni. La mintea cucoșului, liberă. Se pare că în viziunea lor este foarte periculoasă, pentru că dacă urci pe treptele de acolo, de exemplu, și spui, nu știu, te plângi de prețurile de la cocor, nu te va băga nimeni în seamă și vei fi lăsat în plata Domnului să vorbești până ți se usucă gura. Dar dacă spui ceea ce nu trebuie spus, dacă spui lucrurile de așa manieră încât să atingi oameni, chiar dacă ei trec, nu, nici măcar nu ezită să oprească, cuvintele rămân acolo și sunt niște semințe care pot crește, vor proceda în cel mai pur stil dictatorial, la fel cum au procedat pe 5 noiembrie. Pe 5 noiembrie au trimis un dispozitiv de 30 de jandarmi cu colonel în teren pentru un singur om. A fost șocant. Și amendă de 10 milioane, etc. De atunci ne-am câștigat dreptul, de a ne exprima liber. Agora pe care noi organizăm și o vom organiza până vom muri și probabil după aia sper ca nepoții mei să urce acolo în continuare și să vorbească liber, e prima noastră victorie. Dar agora asta nu trebuie să aibă loc neapărat pe treptele de la TNB. Pe treptele de la TNB noi am spart gheața, dar poate avea loc oriunde, pe orice spațiu public din România. Ieși pe balcon și vorbește. Și vorbește cu oamenii și exprimă-ți nu numai nemulțumirile, exprimă-ți gândurile, emoțiile, sentimentele. Asta mișcă oamenii. Oamenii nu mai sunt mișcați de vehemență, de protest, de a protesta de dragul protestului. De 22 de ani numai asta facem. Ieșim în stradă și zbierăm ca disperații, jos aia, jos aia, vreau aia, de ce nu faceți aia, Ne-am obișnuit și am fost învățați și educați în spiritul ăsta de a căuta soluțiile la altcineva. Tot activismul care a eșuat lamentabil și nu numai în România, la nivel internațional până acum, a eșuat fix din motivul ăsta. Pentru că de fiecare dată se cereau soluții altora. Reprezentativitatea a eșuat. Soluțiile sunt în oameni. Uite, spre exemplu, oamenii de aici sunt polispecializați în 15.000 de domenii. Suntem perfect capabili. Noi cunoaștem mai multă economie decât ministrul economiei. Noi cunoaștem mai bine sistemul sanitar. Dar fiind faptul că probabil aici avem asistente și doctori care știu exact rahaturile prin care trec dimineața până seara și avem la conducerea sistemului Ministerului Sănătății niște incapabili. Și acest lucru este valabil și pe transporturi, pe educație, pe turism, peste tot. Peste tot. Nu putem să ne mai lăsăm pe mâna unor oameni incapabili. Le-am dat prea multă putere. Asta este problema în statul ăsta. De aceea a devenit un stat polițienesc. Și stat polițienesc există în România din decembrie 89. A persistat statul polițienesc. Numai că nu s-a manifestat. Au reușit să ne îngroape, au reușit să ne inhibe de la spirit național, mândrie, simț civic, dorință de a ieși și a ne exercita drepturile. Deci, acum, în ultima vreme, au început să se manifeste. În fiecare zi vezi în piața universității dube de jandarmi, la fiecare ieșire liberă a unor români, vezi forțe suplimentare de jandarmi care reacționează cu vehemență nemai întâlnită. Nu acuz jandarmii, acuz pe dobitocii care îi trimit, pentru că mi se pare o prostie, sincer. Mi se pare o prostie. Și le este teamă, oameni buni, ceea ce facem noi acum aici și ceea ce vom face mâine, pe 21 decembrie, luați aminte, este... Nu, ceea ce facem noi acum aici este mai liber decât ce s-a făcut până acum. Trebuie să încetăm să mai urlăm, să țipăm, să ne isterizăm și să facem procesiuni cu bocete și sobor de preoți și etc. Exact asta vor ei. Ei vor mahalagisme, vor garduri dărâmate, vor, nu știu, femei care țipă, absolut. Și vor dezbinare, pentru că societatea civilă din România este dezbinată, este fragmentată. Avem de la ecologie până la drepturile omului, avem tot felul de entități, dar nu sunt eficiente pentru că sunt subdimensionate.
A venit timpul ca societatea civilă, în cel mai pur sens al cuvântului, să se unească. A venit timpul ca societatea civilă să-și regăsească valorile și principiile care îi unesc. Pentru că pe mine, spre exemplu, na, dau un exemplu. Eu, spre exemplu, simpatizez cu cauza celor de la Salvați Roșia Montană, da? Ok. Că mi se pare o mare, mare porcărie ceea ce se întâmplă acolo. Dintr-o listă întreagă de motive. În schimb, poate nu sunt de acord cu maidanizii pe stradă și poate mi-ar place. Nu zic că așa este, dar poate mi-ar place să-i văd dispărând, în orice fel, chiar dacă ei vor să-i bage sub preș. Astea sunt lucruri care diferențiază doi oameni. Amândoi sunt oameni liberi. Vor anumite lucruri, unii luptă pentru o cauză, pentru alta, dar până la urmă, dreptul la liberă exprimare, dreptul la liberă adunare, dreptul la liberă gândire. Toți vrem să ne vrem puterea de a ne autodefini și de a ne lua control, de a ne relua controlul asupra vieții. Astea sunt chestii care ne unesc pe noi. Dragostea față de oameni, dragostea față de țara asta și oamenii care o populează. Fiecare luptă pentru un anumit domeniu, dar pentru aceleași lucruri. A venit timpul să ne reîntoarcem la originile spiritului liber, care zace în fiecare de aici, să ne unim exact pe principiile alea, să lăsăm deoparte ceea ce ne diferențiază, chiar dacă este un procent de 90%, și să ne bazăm 100% pe acel mic procent care ne unește. Mâine, pe 21 decembrie, noi ne așteptăm ca toată societatea civilă să vină în piața universității și să nu picați în capcana autorizării sau aprobării manifestărilor publice. Este o capcană. Legea 60 din 1991 nu specifică nicăieri termenul de autorizare. Este o prostie ceea ce scriu ei pe procesele verbale, că ai participat la un proces neautorizat. Procesul verbal este nul, pentru că nu este cuvântul ăla în lege. Legea 60 vă cere să anunțați statul și organele de menținere a ordinii, da? Să-i anunțați de intenția voastră de a ieși în stradă, să-i spuneți de ce și cum, da? Și acea ședință în fața comisiei de autorizare de la primărie nu este o comisie de autorizare, este o întâlnire lejeră pentru a stabili un protocol. Actul final care ți se dă nu este autorizație de la primărie, scrie mare și clar pe el protocol. Oameni buni, ieșiți în stradă, fraților. Aveți dreptul ăsta de la mama natură. Nu trebuie să vi-l dea un primar sau nu știu ce inspector sau nu știu ce om de la... Serios acum! Dar reveniți, fraților, la ceea ce este absolut normal. E normal să ieși în stradă. Ieși în stradă, nu cer voie. Legea asta zice, nu cer voie. Îi anunț. Legea îți spune că ai nevoie de autorizări sau că ți este chiar interzis un protest dacă el este violent. Dacă el, dacă vii cu arme, dacă istești la ură rasială, la violență stradale, la nebunii de genul ăsta, dacă să ieși să vorbești liber, nu ai nevoie de autorizare. Trebuie o înștiințare, te duci la registratură pe Elisabeta, apoi vezi că eu pe data de ies acolo. Te duci, frate, faci și chestia asta, te duci la comisia aia de autorizare, îi anunți de intențiile tale și pleci. Este obligația lor, că de-aia sunt plătiți. Este obligația lor ca să trimită forțe de ordine în teren, conforme evenimentului și amploarei și modificării în teren. Jandarmeria este o forță de reacție rapidă. Prostia aia cu vreau să știu neapărat câți oameni vor veni în stradă. Aia este capcana majoră a oricărui organizator de manifestare publică din România. Este întrebarea capcană cu care ei îți desfințează evenimentul, ți-l limitează, ți-l îngrădesc. Pentru că ție își cer o cifră. De fiecare dată le-am zis, frate, sunt eu cu celălalt care apărăm pe hârtia și poate un prieten pe internet. Dar s-ar putea ca s-ar putea să fie 3 inși în piața aia, s-ar putea să fie 15.000. Nu știu. Nu știu, de ce mă forțezi tu pe mine să-ți dau o cifră, dar, pentru că cifra aia este un prag maxim. Și ți se va zice chestia asta în comisie, pentru că sunt idioți, habar n-au ceea ce fac, își dau singuri de gol planurile. Trebuie să-mi dai o cifră maximă, pentru că peste cifra aia protestul devine ilegal și te sparge. Automat, frate, că mie îmi vine să avansezi niște cifre de alea. Bă, frate, atunci vin 1.000.000 de oameni, ce te faci? Serios acum, nu că piața universității nu poate să țină, bă, poate să țină, închide traficul, nu știu, dăm voie la metrou, da? Eu plătesc pentru stradă aia și noi plătim pentru stradă, deci când vine 1.000.000 de oameni, cred că voința lor contează. Da, nu mă interesează pe mine că nu-ți mai produce ție bani artera asta. Serios acum, fiți fraților naturali, fiți și să revin la problema principală vis-a-vis de ce se va întâmpla mâine. Mâine este foarte important, mâine de la prânz, de la 11, de la 12, important e ca în ora aia să ajungeți acolo. Dacă veniți pe rând,
le face jocul ăsta. Serios, veniți fraților, toți odată, Buluc. Veniți cu steaguri, cu fluiere, cu pancarte, cu tobe, cu toate nebuniile. N-ai voie cu înscrisuri. Serios, deci eu dacă stau cu un înscris, am încercat, deci cu un înscris cât de banal. Eu dacă scot o constituție și o țin în mână, ăla este înscris și este ilegal și au dreptul să mă salte. Și au făcut chestia asta. Adică sunt nebuni, fraților. Statul polițienesc este cât se poate de real, ei sunt panicați pentru că este un climat național și internațional acum care este propice mișcărilor sociale. Important este că aceste mișcări sociale să nu fie furate. Este important ca ele să fie naturale, fraților. Serios! Sunt atâtea de făcut și de rătăcit. Asta nu mai e melodia lui Băsescu. Ia voastră, fraților, de când au cântat-o aia în studio. El a furat-o, a încercat să o fure, nu-i dați dreptate. Hai, veniți mâine acolo. Haideți să facem ceea ce trebuie să facem, fraților. Bucurați-vă, bucurați-vă. Nu vă isterizați, nu vă ieșiți din fire. Hai. Cred că e o stare de uitare pentru toți. Preferă să închidă ochii decât să dea în forț. Nu mai știi.